Măi, da, acum că te afli în fața mea și pot să te întreb de la reporter la actor. Este, domne, o meserie bănoasă sau nu este? Că actorii tot se plâng, ce să zic. Meseria o fi bănoasă, dar cei care o practică nu sunt bănoși. Păi de ce? Aveam o discuție în dimineața asta cu colegul Bogdan Costea, tot de la Improteca, și vorbeam despre chestia asta cu se moare de foame, nu se moare de foame, că da, glumim și noi. Și eu am zis că eu nu mă simt cumva la 110 kg cât am eu acum, nu simt că mor de foame, nu sunt un exemplu de actor care moare de foame. Și el a zis, stai mă liniștit, că nu se poate muri de foame dintr-o chestie din care nu se poate trăi. Zis, nu se trăiește din actorie, deci nu se moare. Excelent! Da, deci mai pe scurt... Dar ea este așa, ca profesie, este, poate fi foarte profitabilă. Și de ce te întreb, uite, a fost perioada aceea cu pandemia, da, care știm că nu a fost ok pentru mulți, pentru antreprenorii a fost foarte greu, pentru artiști a fost foarte greu și bănuiesc că și pentru actori a fost destul de greu. Mai puțin pentru cei care lucrează de la birou de acasă sau nu știu. Altfel. Mi se pare foarte simpatic și am să rețin chestia asta și am să o spun și altora faptul că ai pus actorii separat de artiști. Artiști, mă referam la cântăreți, să știi. Că de multe ori sunt de acord. Sunt nu, să știi că mă referam la cântăreți, dar îmi pare rău că nu te-am... Eu ți-am spus și înainte de interviu, eu am și tendința asta să văd punchline-uri peste tot, cum văzusem când am fost la voi la toaletă, scria defect, dar scria pe ușă când ieși. Și mă gândesc că e târziu. Zi-mi înainte să mă implic dacă sunt probleme. Una da. Peste alta. Ea poate să fie nu numai foarte bănoasă, dar foarte satisfăcătoare din multe alte puncte de vedere. Într-adevăr, acum în România se trăiește semnificativ mai bine din actorie, cât și din celelalte profesii artistice, decât acum 10 ani, spre exemplu. Iar ca să mă refer strict la ce mă întrebai legat de pandemie, aia a fost o perioadă foarte grea pentru unii, dar și bună pentru alții. Pentru că ai nevoie de momentele astea în care să te duci undeva să stai. A fost nasol că a fost forțat. Dar ai nevoie să te aduni să te gândești, bun, cine sunt, ce am făcut până acum, ce fac mai departe. Nu poți să tot faci același lucru fără să intervii și nu poți să intervii fără un timp de gândire. Prin urmare, a fost foarte folositor din multe puncte de vedere, inclusiv din punctul de vedere în care mulți dintre artiștii independenți, fiind lăsați fără sursa de venit cu reprezentațiile publice, au început să descopere netul și tehnologia. Pentru mine, inițial, a fost șocant. În momentul în care s-a închis tot și eu abia avusesem o apariție la TV care mă purta un pic, începuse să sune... Pe mai atunci la Ai Umor, te referi? Da, 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 da. Și începusem să am niscaiva spectacole. Mergea cumva, ușor, ușor. Și deodată a căzut cortina de fier. Deodată nu s-a mai întâmplat nimic.